Traian Băsescu nu regretă jignirile pe care le-a adus regelui Mihai, dimpotrivă susține în continuare că decizia regelui de a abdica a fost un act de trădare. Președintele a spus aseară că un șef de stat nu își abandonează niciodată națiunea. Nu am ce să retractez, dar v-am dat explicația, pentru că așa gândesc. Eu nu sunt nici ziarist, nici istoric, nici lătrău de televiziune. Un comandant de navă care sare primul în barca de salvare și nu-l interesează ce se întâmplă cu echipajul, puneți-i dumneavoastră eticheta. Un șef de stat are națiunea lui, pe care nu o lasă singură.